Înțelegem că zilele acestea Partidul Social Democrat intenționează să-l propună pe domnul Iulian Iancu la ANR, omul despre care se spune că e omul rușilor, așa se spune în spațiul public. Cum vede Partidul Național Liberal această eventuală numire? Este domnul Iulian Iancu un om potrivit să se ocupe de ANR? Eu cred că această discuție trebuie să aibă loc în coaliția de guvernare. Sigur că Iulian Iancu a fost președintele Comisiei de Energie foarte mult timp în Camera Deputaților, dacă nu mă înșel. Deci este un expert pe zona aceasta de reglementare energiei, însă nu știu într-adevăr legăturile pe care le are în acest moment sau în trecut cu Gazprom sau cu alte influențe rusești, însă cred că această discuție trebuie să aibă loc la un nivel mai înalt și să cadă de acord, pentru că aici, în tot ceea ce face, mai ales în privința energiei, vorbim de securitatea țării noastre, securitatea și siguranța energetică, dar și siguranța indirect a românilor. Iar toate temele importante, că vorbim de legea offshore, că vorbim de legea onshore, toate acestea trebuie discutate la nivel înalt. Începând de la CSAT până la Parlamentul României și trebuie adoptat un alt fel de regim la asemenea subiecte. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă și cu legea offshore. A venit Dragnea cu anumite modificări, cu anumite lucruri. Legea a rămas într-o formă greșită, de asta nici nu avem investitori, nu s-au apucat de explorat. Adică cu securitatea energetică noi nu avem voie să ne jucăm. Și din păcate vedem că ne-au prins niște vremuri în care ne-ar fi plăcut să avem deja anul viitor licența de exploatare și automat să scoatem gazul din Marea Neagră sau inclusiv pe onshore, gaze de șist, care iarăși nu au fost exploatate, asta și din cauza intruziunii Rusiei prin normal cozile de topor pe care le are în România și propagandei, dar și din cauza incompetenței, să zic așa, în general, a unor factori din statul român și inclusiv politicieni care au făcut politică pe seama unor subiecte extrem de importante. Cu securitatea energetică trebuie să existe consens național din partea tuturor partidelor și pe toate subiectele importante. Uitați-vă că noi acum ne bucurăm de cele mai mari garanții de securitate din istorie. La fel ne bucurăm că suntem membri ai Uniunii Europene, pentru că avem drepturi, pentru că avem beneficii, mult mai multe decât obligații. Toate aceste lucruri, dacă vă uitați în istoria politică, au fost luate prin consens. Când oamenii s-au pus la aceeași masă, am intrat în NATO, am aderat la NATO, toți au fost de acord, ne-am integrat în Uniunea Europeană și sunt niște proiecte extraordinare de care ne bucurăm acum. După aceste mari obiective, România n-a mai avut obiective mărețe. Și oamenii politici, liderii partidelor, n-au mai stat la masă să spună: domnule, hai să vedem cum devenim independenți energetic, cum creăm un avantaj economic, mai ales că avem cel mai mare zăcământ din Uniunea Europeană, cred că după cel din Olanda. Cum reușim să exploatăm toate astea? Că politică putem face pe alte subiecte. Cred că este momentul ca liderii politici să înțeleagă că trebuie schimbată abordarea. Pentru că în istorie nu vor rămâne fluierașii sau politrucii care au dat declarații zilnic. Nu, vor rămâne cei care au luat decizii strategice importante pentru România. Sau cei care au zis că măresc pensiile și le-au mărit. Da, da. Vor rămâne cu siguranță cei care le-au mărit. Chiar dacă ne-au spus în prealabil, au făcut-o.